Bună ziua, doamnelor și domnilor! Administrația la zi, o emisiune de prezentare și sinteză a informațiilor publice din domeniul administrativ. Gazda dumneavoastră astăzi, Cristina Munteanu, deoarece titulara acestui post, Simona Pomazan, însoțește săptămâna aceasta delegația oficială a Consiliului Județean la Târgul Internațional de la Milano, acolo unde, așa cum știți, în perioada 8-14 iunie, Argeșul este reprezentat în ce privește tradiția, folclorul, obiceiurile de Casa de Cultură din Bascov Adriana Trandafir. Simona Pomazan se va întoarce cu informații din administrație, desigur, și cu informații foarte interesante de la Milano. Până atunci, repet, eu sunt gazda dumneavoastră și vreau să urez bun venit celui care astăzi este, la rândul domniei sale, invitatul meu, domnul Ion Decher, directorul Societății Apă Canal 2000 SA. Bună ziua, domnule Decher! Bună ziua și mulțumesc pentru invitație! Domnule Decher, dați-mi voie înainte să spun telespectatorilor noștri câteva cuvinte despre societatea pe care dumneavoastră o conduceți în acest moment în calitate de director. Reamintesc telespectatorilor noștri, Societatea Comercială Apă Canal 2000 SA este operator regional specializat în domeniul producerii, iată, de și distribuirii apei potabile și colectării, epurării și evacuării apelor uzate. Prestează servicii pentru peste 350.000 de locuitori. Este o societate comercială pe acțiuni, așa cum spuneam, cu capital integral de stat, acționariat reprezentat în proporție de 90% de municipiul Pitești, de județul Argeș și alte 15 localități membre ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Argeșa, dar astăzi o să le și numim de altfel. Așadar, iată că societatea pe care dumneavoastră o conduceți și sunteți în Apă Canal de la înființarea regiei Apă Canal, societatea pe care o conduceți, domnule Decher, are în ultimul timp rezultate foarte bune. Citam o proiectare undeva pe site-urile oficiale că societatea Apă Canal, cu o echipă managerială performantă, a devenit una dintre primele companii de apă din țară care a implementat sisteme de management integrat. Cu alte cuvinte, este vorba de obținerea unor standarde europene pentru apa ce ne ajunge în case. Da, este adevărat. Noi, începând cu anul 2003, am accesat fonduri europene. A fost așa numitul program ISPA, pe care l-am închis în anul 2011, și prin acest program am reușit modernizarea sistemului de apă și canalizare în municipiul Pitești, în principal, și în subsecvent în zona imediat limitrofă de servită, astfel încât la sfârșitul anului 2011 am reușit ca atât apa potabilă cât și apa uzată, evacuată în râul Argeș, să îndeplinească toate cerințele directivelor europene în domeniu. Și nu sunt foarte ușor de îndeplinit. Nu sunt foarte ușor. Sigur, dacă pot să dau două exemple în ce privește conținutul de azot și fosfor din apa uzată. Noi chiar ne încadrăm în standardul românesc, dar și în cel european în același timp, care este foarte drastic. Să nu uităm, și telespectatorii noștri știu, cei care adesea mai pleacă pe afară prin excursii, că nu, în general, nu se bea apă de la robinet în locurile în care merg în afara țării. Iată că în România încă se bea apă de la robinet și mai ales în Pitești. Eu personal beau. M-a întrebat multă lume, chiar în străinătate, mi s-a pus această întrebare. Da, asta și spun. Ta bei din apa pe care o produceți voi? Am spus, domne, da. Sigur, beau și din izvoare și din celelalte cumpărate, dar eu nu am nicio problemă să beau apa de la robinet. Pentru că îndeplinește toate cerințele, este controlată de calitate, este controlată foarte strict, este o întreagă procedură de monitorizare. Sigur, acum trebuie să spunem și partea cealaltă. Având o rețea de distribuție foarte întinsă, mai sunt situații în care se intervine pe anumite rețele și pentru perioade limitate mai sunt probleme cu calitatea apei, dar încă o dată doar punctual. Deci noi, din fericire, și pentru că există o preocupare a colegilor mei și este un sistem întreg de organizare, dar și pentru că, și cu un pic de noroc, sigur că așa e în viață, noi n-am avut nicio problemă majoră cu apa. Deci, sigur, dacă s-a intervenit undeva punctual și la 2-3 apartamente la un bloc, pentru o perioadă limitată, au fost niște probleme, mai ales în ce privește turbiditatea, nu din punct de vedere biologic sau altfel, al încărcării biologice. Așadar, noi avem o rețea aproape nouă. În bună parte, da. În bună parte, în ce privește, sigur, rețeaua de apă și canalizare. Am reușit să
modernizăm punctele cheie. Dacă ar fi, noi, e o acțiune pe care o continuăm. Deci această acțiune începută în 2003 a avut acest rezultat semnificativ de creștere semnificativă a calității serviciului nostru și a activității noastre, că și pe noi ne-a schimbat, spun eu, în mare parte, dar este o acțiune care continuă. În momentul de față continuă mai ales pe zona limitrofă, pe celelalte localități pe care le servim. Și o să vorbim imediat, de proiectul care este în implementare. Da. Deci am vrea să aducem, adică vrem, trebuie și chiar ne-am propus asta, să aducem standardele, să spun, din Pitești și în celelalte localități. Sigur că noi trebuie să urmărim un desfășurător, domnule director, pentru că sunt foarte multe întrebări pe care eu astăzi aș vrea să vi le adresez. Nu cred că voi reuși să le adresez pe toate, o să las și în emisiunile viitoare Simonei Pomazan restul întrebărilor venite, parte de la telespectatori, parte din documentarea noastră. Iată că Apa Canal 2000 SA este, spuneam, una dintre companiile de top în România care a reușit implementarea unor sisteme de management performant care să aducă până la urmă calitate la gura, la gura robinetului fiecăruia dintre noi. Sigur. Am aici o întrebare suplimentară. Cum stăm în privința prețului pe care îl plătește consumatorul atunci când, sigur, folosește apa? Aș vrea așa în mare să ne spuneți, sunteți tot printre primii cu prețurile mai jos? Aș vrea să sau vorbim... aduce costuri suplimentare? Acest management. Aș vrea să vorbim în principal despre apa potabilă. Deci noi da, avem aici potabilă, două componente. Apa potabilă și apa epurată. Nu, apa potabilă. Amândouă se taxează. La apă potabilă pot să vă spun, eu am situații comparative foarte clare cu ceilalți operatori regionali. Deci suntem 41 de operatori regionali în țară, deci sunt cei care implementează proiecte majore cu finanțare europeană. Noi, începând cu acest an, suntem în acest top pe locul 11 în ce privește nivelul tarifului pe metru cub de apă. Deci el este 3,67 plus 24% TVA, deci 4,55 lei. Deci nu suntem printre cei cu tarifele cele mai joase, dar avem un tarif care trebuie și ne acoperă cheltuielile de exploatare, de operare propriu-zisă, dar trebuie să ne acopere și cheltuielile pe care le facem cu cofinanțarea proiectelor europene. Deci, o componentă semnificativă în acest tarif, și nu numai la noi, în toată țara, la cei care implementează proiectele europene, este și această susținere, pentru că, după cum bine știți, proiectul de cota de finanțare sub formă de grant a acestor proiecte majore, deci proiecte mari, peste 50 de milioane, este 75%. Restul este contribuție națională. Ori, contribuția națională este susținută în principal de operator, de regulă prin împrumuturi, dar trebuie să spunem că mai există și o cotă a bugetului de stat și există o cotă mai mică și a autorităților locale. Deci se merge pe ideea ca toate părțile implicate să contribuie cu ceva. Iar aceasta, vorbim și de o elasticitate a prețului, evident, în cazul de față. Dacă în acest moment, să zicem, prețul este atât la metru cub de apă, el se poate reduce pe măsură ce dumneavoastră vă dezvoltați rețelele și aveți mai mulți consumatori. Da, sigur, apar economiile de scară. Exact. Și în general, la operatorii mari, tarifele sunt mai mici decât la cei mici. Adică, din ce știu eu, de exemplu, cel mai mare tarif în România era cel puțin în februarie, pe metru cub la un operator mic, n-are rost să-i dau numele, de 11 lei. Deci față de 4,55 lei la noi. Deci, categoric apar aceste economii de scară care au importanță semnificativă, în sensul că e o problemă care ne preocupă acest tarif și nivelul lui. Noi calculăm și un indice de suportabilitate, pentru că se recomandă ca nivelul maxim pe care ca familie îl cheltuie pentru serviciul de apă și canalizare să nu depășească 3,5% și în situații extreme și pe perioadă limitate 4%. 4% din, veniturile familiei, din bugetul familiei, din bugetul familiei. Pentru că altfel devine un serviciu mult prea scump. Sigur că există o cotă de populație care are probleme chiar și a plăti acest tarif. Din fericire, în zona noastră e relativ mic. Nu ne creează probleme foarte mari în încasări, pentru că ne recuperăm creanțele, operatorul nu e viabil. Deci asta vreau să și punctez, apropo de ce m-ați întrebat,
că anul 2014 a fost un an în care noi ne-am consolidat situația economico-financiară. Deci am avut niște, după ce s-a schimbat noul Consiliu de Administrație, și în general noi avem o colaborare bună, lucrăm bine și cu autoritățile implicate, cu Asociația de Dezvoltare, deci nu avem probleme majore. Sigur că nu înseamnă că nu avem probleme, dar nu avem probleme majore, mici avem tot timpul. Eu zic că ne sprijinim reciproc și ceea ce am început în 2013 prin desemnarea noului Consiliu de Administrație după Ordonanța 109 și cu venirea echipei din afară, condusă la momentul respectiv de domnul Liviu Pătrașcu, s-a început o acțiune foarte serioasă de reechilibrare economico-financiară a societății. Astfel încât acum, la 2 ani și jumătate, practic avem o situație financiară bună, în sensul că avem profit și un profit semnificativ, oricum merge cu rată de profit peste 10%. Vreau să precizez pentru foarte mulți că este din acest profit nu ia nimeni sub nicio formă asta decât să spun, ce tot relevanță... profitul se reinvestește. Bun, asta voiam să spun acum, ce relevanță ar avea pentru un telespectator ce se uită la dumneavoastră să ne spuneți că societatea comercială apă canală de profit, să ne explicați exact cum ajunge acest profit înapoi la consumatorul de apă. În primul rând că ajunge, deci sunt două, aș discuta chestiunea asta pe două paliere, componente, să le zicem. Odată, o activitate rentabilă este o activitate sustenabilă pe termen mediu și lung, pentru că la servicii publice mai există tendința unora foarte puțin de a nu plăti sau de a trișa. Este o treabă fundamental greșită, pentru că un serviciu neplătit în timp dispare. Deci, noi avem o activitate rentabilă și o avem de mulți ani de zile, ceea ce, fără asta, dacă discutăm de o societate comercială de viabilitate, discutăm inutil, nu există viabilitate fără rentabilitate. Și în al doilea rând, tot profitul, absolut tot, după ce plătim obligațiile de stat, se reinvestește. Deci el se regăsește în lucrări de interes pentru un număr limitat, pentru un bloc, pentru o stradă, pentru un oraș, pentru o comună. Deci la modul ăsta. Care în timp, desigur, în timp se adună pentru fiecare punct în plus care aduce credibilitate, absolut, care aduce rentabilitate, sigur, și scăderea facturilor în final. În final, da, avem și asta în analiză. Noi am fost într-un program și într-o strategie de creștere a tarifelor în termen real până la sfârșitul 2014, deci cu 1 ianuarie 2015 această etapă s-a încheiat. De acum, în funcție de ce schemă de finanțare vom găsi pentru etapa 2014-2020, vedem dacă va mai fi, vor mai fi sau nu creșteri de tarife. Sigur, se discută foarte mult și de posibilitatea scăderii acestor tarife. Sunt mulți factori de care depinde o asemenea sunt decizie. Sigur, sunt mulți factori. Se analizează la nivel de ARA și există niște promisiuni, dar le iau și eu ca atare, deci deocamdată sunt doar discuții avansate, pentru a se aplica începând cu luna septembrie, dacă se va reuși, un tarif de o TVA de 9% la apa potabilă. Deci exact, adică nu vorbim numai de indicatori de micro-întreprinderea dumneavoastră, ci de indicatori de macroeconomie națională. Deci, justificat că e alimentul numărul 1, exact, apa potabilă. Este o problemă care ne preocupă, totuși aș vrea să spun că eu acasă, oricare dintre noi, de la apă canal cumpăr 1000 de litri de apă cu 4,50 lei, și dacă mă duc la un magazin, un supermarket, nu contează care, cu aceiași bani cumpăr 5 litri. Apa noastră este potabilă, este verificată, îndeplinește toate cerințele de siguranță, poate nu în ce privește gustul al tuturor. Asta da. Știu că sunt oameni care au reticențe în a bea apa produsă de noi. Ca să nu mai spun de faptul că, sigur, acum dau un pot respectatorilor noștri, atenție atunci când cumpărați apă, pentru că au găsit subterfugii cei care fac comerț. Apă de masă, doamnelor și domnilor, înseamnă apă de la robinet îmbuteliată. Deci aveți grijă atunci când cumpărați de pe standuri, dar ce scrie? Una este să fie apă minerală și alta este să fie apă de masă. Asta înseamnă că este apă de la robinet îmbuteliată, pe care dumneavoastră o plătiți uneori de 10 ori mai scump decât dacă o luați de la robinetul dumneavoastră. Chiar de 200 de ori. Chiar de 200 de ori, ați zis. Chiar de 200 de ori. 200 de ori, iată. Revenind, așadar, exercițiul financiar 2014 este încurajator, ne spuneți. Da, chiar mai bun decât 2013. Deci primul an a fost de reechilibrare, a fost 2013. Am obținut niște rezultate, am avut o activitate profitabilă, un profit undeva peste 10%.
L-am consolidat în 2014. Avem un buget de asemenea pentru 2015 construit în general pe aceleași coordonate. Un buget care desigur este elastic în funcție de, totuși, de anumiți indicatori ce urmează să vină, nu? Noi avem, în general, veniturile noastre, să spunem, sunt undeva la nivelul unui an la 16-17 milioane de euro. Deci, să spunem, aproape 1,5 milioane de euro pe lună. Rămânem acolo. E adevărat că în ultimii ani s-a produs, să spun, benefic cumva, o scădere a consumului de apă, pentru că... De ce benefic? În primul rând vorbesc pentru buzunarul cetățeanului, pentru că s-a introdus această contorizare individuală, care a redus drastic consumul. Nu mai risipim. Și pierderile. Cu pierderile suntem undeva în media națională a operatorilor regionali. Datorită scăderii consumului, mai ales că știți cum e, orice se întâmplă are și componentă pozitivă și negativă. Componenta negativă în povestea asta este că s-a redus drastic consumul operatorilor economici. Din păcate. Așa. Și mai puțin la instituții publice. Dar ca toate zonele țării am pierdut foarte mult în zona asta. Dacă să spun acum 10-15 ani, noi vindeam cam 50% și 50% populație și instituții agențe, acum suntem undeva la 70% populație, 30% agenți economici. Și chiar am pierdut pe unii semnificativ și n-are rost să îi știm cu toții care sunt cu activitate redusă sau pur și simplu au dispărut. Asta ne creează un pic de problemă în reechilibrarea noastră ca economico-financiară, dar... E o activitate pe care am reușit să o gestionăm, zic eu, satisfăcător și fără să facem prea mult caz de asta. Știu că mi s-a mai spus și mie, mai amical sau mai puțin, domne, de fapt voi beneficiați de faptul că au fost aceste creșteri prin proiectele europene. Este adevărat, dar este adevărat că proiectele astea europene noi le-am adus, noi le gestionăm, noi ne asumăm toate riscurile, bineînțeles, cu suportul autorităților locale, care a fost constant și... Știți, mie îmi place că, din păcate, nu generalizez. Și semnificativ. Nu generalizez, dar, din păcate, se întâmplă la unii dintre românii noștri dragi să arate cu degetul pe cei care fac, nu pe cei care nu fac. Adică tu ai bani pentru că ai adus fonduri europene. Foarte bine, nu oprește nimeni pe nimeni să aducă fonduri europene, tot pentru comunitate. Revenind, așadar, 2015 spuneți că va fi un an, îl vedeți ca pe un an în care vom crește din nou din punct de vedere al calității serviciilor oferite. Pe de altă parte, vreau să spunem telespectatorilor noștri care sunt sursele de venit pentru Apa Canal, pentru că există mai multe tipuri de activități pe care dumneavoastră le derulați, pe lângă serviciile de apă și canalizare. Mai sunt serviciile de branșamente, nu-i așa, de lucrări tehnice, sunt serviciile de mai facem diverse analize pentru terți, mai facem, dar au o pondere destul de mică în cifra noastră de afaceri, deci marea majoritate a veniturilor înseamnă apă potabilă, undeva 54%, canalizare 42-43% și restul în procent de maxim 2% sunt celelalte activități. Deci noi suntem o companie specializată pe asta. Asta zicem noi că știm să facem și asta facem. Dacă dumneavoastră ne spuneați că nu de mult, dacă nu mă înșel, ziceați la începutul anilor 2000, după anii 2000, aveați în special Piteștiul, iată că area dumneavoastră administrativă a crescut, aș putea spune. Acum aveți orașele Costești, Ștefănești, Topoloveni, comunele Albăta, Bascov, Bradu, Buzoești, Cătească, Lunga Corbului, Mărăcineni, Moșoaia, Stolnici, Teiu, Ungheni. Deci, iată că v-ați dezvoltat această rețea. Ne-am extins. E drept că nu ne-am extins spectaculos. Alții în țară s-au extins mai mult. Deci, asta a și fost ideea ca un operator regional să cuprindă cât se poate mai mult din area unui județ. Noi am făcut, asta chiar anul trecut am preluat Poiana Lacului și Bârla. Probabil că este o tendință pe care o vom continua, dar știți, ceea ce preluăm vrem întâi să digerăm ceea ce am preluat și după aceea să ne extindem, pentru că, în general, sigur că într-unele localități sunt sisteme noi, dar sunt și altele unde... Trebuie să recalibrați sau să reechilibrați. Trebuie recalibrate niște lucruri și trebuie aduse lucrurile la nivelul de operare al unui operator specializat, ca să mă repet cu cuvintele. Deci
Noi asta suntem, facem chestiunea asta destul de bine. Sigur că există și lipsuri, sigur că, dacă vreți, putem să vorbim și de faptul că e o perioadă de secetă, că am avut niște probleme pe localitățile limitrofe. Da. Sunt surse mai vechi cu probleme de ani de zile. Unele le rezolvăm, altele mai improvizăm și noi. În general, ceea ce vă pot spune acum, cu o mică satisfacție așa personală, este că în momentul ăsta nu furnizăm nicăieri în area de operare apă cu program. Dar am avut perioade limitate, da, da, se mai întâmplă. Momente, deci, da. Deci nu, situația, trebuie să spun, e încă o diferență între calitatea serviciilor pe care o furnizăm, să spunem, pe Pitești și zona imediat următoare și câteva din celelalte zone, și nu pentru că am vrea noi așa, dar pentru că sunt necesare investiții. Unele le avem acum în derulare, altele ni le propunem în perioada 2014-2020. Noi, ca să fiu foarte onest, vreau să spun că, și nu eludez problemele, încă o dată avem destul de multe, suntem într-o etapă de dezvoltare extensivă, cumva, și mai puțin intensivă. De ce? Pentru că asta e cerința europeană. Nu, trebuie să și explicităm de ce. La începutul anilor 2000, din ce știu eu, din păcate, România era una dintre țările care nu avea rețea de canalizare în zona rurală. Rețele de apă destul de puțin dezvoltate, deși eram în, iată, în mileniul 2. Nu-i așa? Și atunci, sigur că prima etapă, la asta ne referim, a fost cea de cantitate de rețea. Și vreți să spuneți că urmează o perioadă în care veți accesa pentru creșterea calității după ce aveți rețeaua? Da. Trebuie să spun că, apropo de ce a spus dumneavoastră, și în etapa asta pe care o încheiem în 2016, practic, noi avem, trebuie să construim aproape 500 de kilometri de rețele de apă și canal, ceea ce depășește distanța Pitești-Oradea. Este o sarcină foarte dificilă. E la, până în 2016 e la limita puterilor noastre, dar se întâmplă aproape în toată țara. Și după aceea, pe etapa cealaltă, sigur că vom continua și această dezvoltare extensivă, pentru că vine anul 2018, când România și-a asumat niște obligații față de Uniunea Europeană, la momentul aderării, deci va trebui ca în toată area de operare să avem servicii de apă și canalizare, dar vrem de data asta să venim și cu niște investiții în ceea ce privește calitatea, nu neapărat a apei, că asta e bună. Tehnologizarea, probabil. Și calitatea tehnologiei, a echipamentelor pe care o avem și a managementului pe care îl facem. Deci asta, înțeleg eu, ar fi dezvoltarea intensivă. Sigur că am făcut cu resursele pe care le-am avut și până acum, dar trebuie să recunoaște că suntem mult. Noi stăm bine pentru România și nu este o lozincă. Noi ne cunoaștem între noi în țară, cei care accesăm fonduri europene. Dar dacă ne comparăm cu alte țări, sigur că sunt probleme. Încă e greu să ne comparăm cu un operator, să spun, din Olanda. Oh. Care, Olanda, din diferit, ei sunt maestri în apă, știți? Acolo e și prieten și dușman apa și chiar sunt foarte buni. Adică părerea mea, sunt un vârf mondial, da. Da, ați găsit cu cine să ne comparăm. Am fost și am văzut, da. Sunt un vârf mondial, deci trebuie să recunoaștem că aici încă e mult de lucru. E muncă de lucru pentru o generație de oameni, pentru cei tineri. Care este ciclul de viață, de pildă, vă întreb, al unei rețele pe care dumneavoastră o construiți acum? Mă gândesc, pentru 50 de ani, 40-50, se retehnologizează. Ce se întâmplă? Totuși este mult. Este mult. Sigur că există durate diferite, de la 15 la 50-60 de ani. În realitate, să știți că sunt unele conducte care se comportă bine și la 50-60 de ani. Ca regulă generală, trebuie să le înlocuiești. Deci aici ați pus o problemă foarte importantă pentru noi și foarte atent de gestionat în viitor, că în măsura în care, să spunem, fondul de coeziune sau programul de infrastructură mare nu va mai continua după 2020, noi până atunci trebuie să ne gândim să facem ce avem de făcut, dar să și creăm bazele pentru a ne dezvolta pe resurse proprii. Trebuie să luăm în calcul varianta în care bani de la Uniune ori vor veni mai puțini, ori nu mai vin deloc. Și atunci, de asta am punctat eu această chestiune cu viabilitatea operatorului.
că un operator care este viabil, care are o rentabilitate rezonabilă, sigur că nu ne propune să avem 50% rentabilitate ca să încărcăm factura, că ne încărcăm și pe a noastră înșine până la urmă acasă, dar este foarte importantă această viabilitate, deci la un nivel optim, între ce poți să încasezi de la oameni, ce serviciu îi furnizezi și ce rentabilitate ai tu din asta. Vreau să precizez încă o dată, profitul realizat în apă canal este prin lege. Deci dacă am vrea noi să facem altceva, după ce plătim obligațiile de stat, către stat, ca impozit, merge exclusiv în dezvoltare. Nicăieri altul deva. Acest lucru este foarte important de punctat de fiecare dată pentru ca telespectatorii noștri să știe. Voiam să vă întreb ceva, domnule director, în cazul în care, să zicem, cel care plătește, cel care se uită la noi acum, cel care plătește factura, ar dori să monitorizeze activitatea dumneavoastră. Cum ar putea face-o? Sigur că există, este o societate publică pe acțiuni, dar în ce fel v-ar putea monitoriza? Păi, sunt mai multe modalități. Bine, nu vorbesc de media, care nu din anumite privințe este și nu vorbim de media, dar putem vorbi de site-ul societății, unde noi suntem... Scuzați-mă, vă întrerup un pic. Sigur că nu vorbim de media. De ce? Pentru că și noi, prin această emisiune, nu facem decât să oferim informații. Este un feedback pentru o serie de întrebări ce vin de la cei care ne urmăresc și o vom continua să o facem fiecare marți în emisiunile administrative, pentru că asta este cel mai important, să dormi liniștit noaptea, să-ți plătești taxele, să știi că trăiești într-o țară civilizată, normală și că nu-ți faci griji pentru asta. Însă, deci pe lângă media revin, spuneți că sunt site-urile dumneavoastră. Deci, este site-ul societății care prezintă destul de multe informații și, și transparent, zic eu. Sigur că mai e loc de îmbunătățit și acolo, ca noi tot ce facem. Este legea accesului la informații publice și la care sunt categorii clare de informații și de date pe care noi trebuie să le prezentăm oricui le solicită. Este managementul societății și în primul rând sunt reprezentanții acționarilor, deci fiecare consiliu local și-a desemnat de la 1 la 6 reprezentanți. Vă referiți la cele 15 localități membre ale asociației? În general sunt consilieri locali sau alte persoane desemnate din primării și credeți-ne că adunările staționale acționarilor nu sunt așa de blajini cu noi, pentru că oamenii reprezintă, sunt aleși prin vot acolo și credeți-mă că își fac treaba. Avem Consiliul de Administrație, în care, după plecarea domnului Pătrașcu la începutul anului, a fost numit domnul Ion Dragoș, unul din cei care a fost în echipa anterior, și s-a completat Consiliul. Este conducerea operativă reprezentată de directorii societății și, în general, eu pretind că în apă canal lumea încearcă și, de obicei, și reușește să-și facă treaba în mod onest. Și mai e ceva pe care eu îl apreciez, cu mai puțin zgomot. Știți, e mai bine să faci. Dacă noi reușim să asigurăm cetățeanului și nouă înșine apă la robinet 24 de ore din 24 și să preluăm apa uzată, lucrurile sunt în regulă. Credeți-mă că și în experiența altor colegi, energie electrică, gaz, nu este o treabă foarte, foarte simplă să asiguri un serviciu 24 de ore din 24, 365 de zile pe an. Sigur că în asta sunt incidente. Mai ales atunci când este etichetat ca fiind monopol. Resursa pe care o gestionezi. Monopol. Este un vazi monopol. Sigur. E adevărat. Dar sunt persoane care își creează surse proprii, forează... Sigur, da. Asta este și, explicația pentru care este o societate publică. Pentru că este o rezervă, o resursă publică și este un quasi monopol, cum spuneați, așa încât este o societate de acțiuni publică. Dar noi suntem doar un concesionar. Deci, practic, noi operăm pe activele care, deci active, însemnând toate imobilizările, corporale, necorporale, mă rog, care sunt ale autorităților locale. Deci, câtă vreme noi suntem în proiectele astea cu finanțare europeană și să vrem să spunem că managementul ar vrea să implice pe cineva, o companie privată, nu poate să facă decât trebuie să meargă la aprobare până la nivelul Comisiei Europene. Altfel nu se poate. Pentru că și banii care vin de la comunitate, evident că sunt tot bani publici. Desigur, numai să încerce cineva, vă dați seama că... Eu consider că românii s-au mai deșteptat un pic
în urma ultimelor evenimente din ultimii câțiva ani și încep să-și cunoască cel puțin deja drepturile și pot să reacționeze în momentul în care drepturile le sunt încălcate. Însă, revenind la ce face Apă Canal, aș vrea să vă întreb, iată, suntem în 2015 și gestionați niște proiecte europene foarte importante pentru toată zona Argeșului și pentru toată regiunea noastră. În acest moment, în iunie 2015, cum v-ați caracterizat din punct de vedere al graficului în care vă aflați privind construcția acestor proiecte pe care le aveți? Deci, implementăm efectiv proiectul care, pentru etapa 2007-2015, în valoare de 100 de milioane de euro. Care înseamnă? Ce înseamnă implementarea proiectului? În principal înseamnă construcția de rețele de apă și canalizare în total de aproape 500 de kilometri, o distanță enormă, da. Reabilităm 3 stații de tratare apă uzată, respectiv Topoloveni, Costești, Bradu și le aducem la nivelul Piteștiului. Dezvoltăm sursele de apă, mai ales din subteran și în principal iarăși Topoloveni, Costești, Ștefănești, Moșoaia, Merișani. Ce? Vă întreb, nu este vorba de înseamnă o curiozitate. Puțuri, înseamnă puțuri, da. Clorinare, deci și o gospodărie de apă. Cu bazin, cu instalații de clorinare apă, cu instalații de pompare, deci echipate complet să satisfacă nevoile atât cantitativ cât și calitativ ale locuitorilor din zonă. Pentru că nu în toată zona avem o singură sursă. Avem în principal Budeasa, dar avem mai multe surse, deci avem și surse locale și e normal să fie așa. Ați avut vreodată probleme cu sursele de apă, în măsura în care și dumneavoastră probabil că au probleme? Cu sursele, da. Problema este, de exemplu, perioade cu ploi foarte puternice, chiar și în lacurile de unde preluăm noi din Budeasa. Nu, zic anul acesta. Anul acesta ați avut probleme foarte mari? Încă nu. Nu. De exemplu, perioade cu turbiditate foarte mare, trebuie un tratament și consumuri suplimentare de reactivi, dar apa trebuie să ajungă la fel. Deci la aceeași calitate și ajunge. Deci la consumator nu se simte că apa a fost luată cu turbiditate de, eu știu, de câteva sute de unități din râu sau... Stăm bine. La capitolul ăsta încă spun că stăm bine și cred că și în perspectivă nu cred că vor fi probleme deosebite. Bun. Sfârșitul 2015, unde credeți că ne vom vedea? Eu zic că ne vedem la o emisiune de sinteză și o să puteți să ne spuneți și o să vă reamintesc ce ați făcut din iunie până în decembrie 2015. De ce vă propuneți? Păi prima problemă pe care mi-o propun eu și colegii mei, bineînțeles că eu doar reprezint o echipă aici, este să accelerăm implementarea acestui proiect cu finanțare europeană. L-am pornit foarte târziu. Cred că o parte din lucrări pentru ele va trebui să facem așa numită fazare, de să le trecem pe etapa cealaltă. Este o procedură europeană. Am lucrat în sensul ăsta și cred că o definitivăm în toamnă. Dar am vrea să realizăm cât mai mult în cursul acestui an din proiectul pe care ne l-am propus și să începem asistența tehnică, pentru că suntem într-un mic blocaj acum, e o contestație în instanță, pentru punerea la punct a aplicației și a studiului de fezabilitate pentru etapa până în 2020. Valoarea acestui proiect, sute de kilometri, da. Mai sunt și acolo câte vreo 400, da. Venim și cu ceva mai buni bani, mai mulți în Pitești, are și asta o valoare undeva la 126 de milioane de euro, deci un proiect ceva mai mare. Noi practic cu asta suntem în a treia etapă majoră de asta de 6-7 ani. Și am mai spus asta și mă bucur că pot să spun că asigurăm anume continuitate. Noi prima dată am crezut că ne ducem, facem un proiect, facem ISPA și cu asta închidem. Atunci, după câțiva ani, am dat seama că e doar începutul. Sigur că cei care mă urmăresc și că au niște probleme punctuale, anumite privințe, nu vor fi de acord cu mine. Dar eu am spus aici lucrurile esențiale, încercăm să gestionăm și aceste accidente, incidente, avarii și fel de situații care apar. Și situații particulare, pentru că sunt foarte multe situații sunt. Și mai ales de când ați preluat ele. Și zona metropolitană, mai ales de când ați intrat în zonele rurale. Sunt foarte multe probleme care îl vor ajunge la dumneavoastră pe măsură ce nouă ne sunt semnalate, pentru că nu este timp să discuți de fiecare problemă și particulară în emisiunea de 30 de minute. Dar v-am întrerupt, din păcate mai avem, regia îmi spune, 2 minute, așa, 2 minute în care
Totuși, voiam să vă întreb dacă v-ați confruntat perioada asta, în 2015, să spunem, cu vreo situație specială care trebuie făcută publică. Adică ați avut vreo situație specială, nu știu, la vreun consumator, ați avut ceva probleme pe care a trebuit să le rezolvați și nu s-au putut rezolva? Am avut foarte multe, dar în general... Ele sunt pe categorii, vorbesc. Să le rezolvăm. Eu zic că majoritatea au fost rezolvate. Unele nici nu prea se pot rezolva, pentru că există și o cotă de consumatori foarte mică, care ne privesc așa ca pe un fel de subalterni sau eu știu. Adică nu înțeleg că aici e un parteneriat. Noi prestăm un serviciu, primim niște bani pentru asta. Noi încercăm să ne facem treaba în mod onest, nu pretind că întotdeauna reușim, dar în general da, și așteptăm același lucru. Adică nu trișat, nu invective, nu... și mi se întâmplă din păcate destul trișat, de frecvent. Trișat, la ce vă referiți? La, efectiv la furtul de apă? Eu nu pot să spun că este un fenomen foarte răspândit. Probabil că este un fenomen restrâns, dar tentative cel puțin și la un număr foarte mic de oameni există această chestie. Și am simțit-o chiar în discuții cu diversi. Nu au o problemă dacă zic, domnule, bun, dar bun, eu iau apă, dar trebuie să ce mai și plătesc. Păi da, pentru că eu am un cost. Pe pentru care că... îl împart la rândul meu celorlalți de lângă tine. Trebuie să plătesc energie electrică, materie primă, materiale, salarii și așa mai departe. Eu vă mulțumesc că ați fost astăzi să ne răspundeți la o parte dintre întrebările noastre referitoare la problemele administrative în ce privește societatea comercială Apă Canal. Să sperăm că apare acel 9% TVA la alimentul principal apă. Domnule Ion Decher, astăzi alături de noi la administrația de azi, la zi, vă mulțumesc. Sunt Cristina Munteanu, vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți că mă întorc cu știrile. Mulțumesc și eu, să rămână.